Добре, доамнă și domnilor, urmează emisiune interesantă pentru mine, mă documentez, este vorba despre un domeniu al politicii românești și zonale și locale pe care îl stăpânesc foarte puțin. Este vorba despre ALDE. Foarte puține lucruri știu despre ALDE, Râmnicul, ceea ce nu știu decât un singur lucru, că pe acolo se spune că ar exista celebru, pe părerea mea, celebru și despre, se va scrie, va rămâne în istorie, în istoria politicii din Râmnicuța, celebru domn Ion Nicolae. Dar nu dânsul este în seara asta. Aici este domnul Lucian Trandafirescu, copreședinte la Organizația Municipală a ALDE. Bună seara, mulțumesc. Bună seara, domnule. Ați venit să stăm de vorbă. Să le spun telespectatorilor că pe la și 35 de minute, cred că îmi va confirma, s-ar putea să intre pe telefon domnul Damian Mitu, da, din Statele Unite ale Americii. Dânsul e un fel de guru al grupărilor anti-Gutău, tău, da? Ați observat? V-a introdus în grupul anti-Gutău. Vă să vă spun un lucru. Înainte să vă rog să-mi explicați cum e cu ALDE, care e structura, cine sunt oamenii, că mă interesează să știți. Nu știu și cred că nu știu nici telespectatori. Eu am vrut să fac astă seară, le spun telespectatorilor, o emisiune, să invit Facebook. Domnule, veni, tineretul care scrie combatanții anti-Gutău de pe Facebook, domnule, veniți la televizor, pentru că aveți și voi dreptul să vă exprimați la televizor, că ei mă acuză pe mine, domnule, te-a cumpărat, te-a făcut, te-a ales. Și am vorbit cu domnul Mitu, care e șeful lor spiritual, deci e patriarhul lor. Domnul Mitu, vă rog frumos, avem 3 locuri în studio, să vină 3 facebookiști. Aici și dumneavoastră din California, de la soare, pe terasă acolo, să intrați prin telefon. N-a vrut domnul Trandafirescu să vină niciun. N-a vrut. Au zis că încă nu știu cine e șeful. Au zis, domnule, noi nu venim, că noi nu știm cine e șeful. Noi nu știm pe cine să trimite, să ceartă între ei, în fir. Aici e o voce, practic grupul ăsta și astea au apărut mult și foarte intens de când s-a ieșit în stradă și la Râmnicu Vâlcea. Mare parte cunosc oamenii și sunt ok, dar... Cred că sunt ok. Trebuie să vă gândiți un pic că poate n-au fost niciodată la televiziune. Da, dar la televiziune nu vorbeau cu mine, vorbeau cu telespectatorii. Ei erau 3, eu eram 1, mă puteau bloca foarte ușor să se exprime. Eu mă tem, spuneți-mi dacă știți ceva, ca nu cumva să fie unii undercover. Adică, domnule, am un cont acolo, îmi pun o poză, zic că mă cheamă Popescu și, de fapt, nu sunt eu și înjur pe Gutău. Nu sunt, deci, din ce știu eu și cunosc câțiva care sunt și pe Facebook, care i-am sunt pus reali. Și în stradă, chiar sunt reali și au conturile reale și chiar pozele de profil sunt reale. Am înțeles, dar acum ce credeți? Dacă domnul Gutău nu mai candidează la PNL, mai are cineva îndreptățire să-i spună, băi, nu candidat deloc? Da, nu știu, asta nu cred că PNL-ul a fost vreo problemă, cred că a fost candidatul în sine. Păi candidatul în sine are, conform Constituției, legilor României, dreptul să candideze. Ce să-i facem? Să-i punem piedică, să-l blocăm, să-l încuiem într-o cameră? Aici se face declicul străzii și instituțiilor statului și a aleșilor locali, parlamentarii, președinte și așa mai departe. Ați văzut strada, vrem schimbare totală, ok, a plecat guvernul. Dar nu prin vot? A plecat primul ministru și au dat demisia și acum ce facem? Practic, parlamentul a fost ales. Ați văzut, alegeri anticipate nu prea se pot face așa ușor. Dar nu prin vot trebuie schimbarea? Strada vrea prin altceva să facem schimbarea? Prin ce? Din ce a rezultat în piața universității, strada vrea prin altceva. Rapid. Păi și să punem ceva în loc foarte bun, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu zic că cele 8 luni de zile și după aceea mai avem un an maxim și alegeri locale și alegeri parlamentare și atunci putem să schimbăm tot ceea ce dorim noi. Sigur. Dar cred că până acolo, știți cum este... S-ar putea să ne mănânce lupii până ajungem, dacă mergem în ritmul ăsta. Adică, cred că totuși ar trebui să dăm un gir noului prim-ministru. Da. Tehnocrat. Să vedem ce poate să fac. Păi și da, noi, luni de zile, puțin. Dacă îi dăm un gir noului prim-ministru și ratează sarcina asta, nu iese bine. Noi pe cine criticăm? Păi asta este. Pe cine mai criticăm după aceea? Clasa politică? Noi cu cine nu votăm? Da. Sau dacă iese bine, noi cu cine votăm?
Nu vedeți că punând un prim-ministru tehnocrat sau făcând un guvern de tehnocrați, abolești parlamentul, abolești viața politică. Tehnocrați. Problema la partea asta cu un prim-ministru tehnocrat, un guvern tehnocrat, ceea ce s-a cerut și în piața universității, este strict legată de cum conducem țara. Ok, poate să vină un guvern pe care parlamentul chiar ar putea să-l valideze. Și în 60 de zile să-l facă să-și dea demisia. Dar dumneavoastră, înainte să-mi explic acum e cu alte. Ce credeți, că cei din stradă au înțeles că dacă vine un guvern tehnocrat, ei nu mai au pe cine să critique? Că nu mai au pe cine. Da, decât pe aia, mâna aia de oameni din guvern. Da, bine, știți cum este. Și pe domnul Iohannis. Strada poate să spună, dom'le, noi schimbăm fiecare lună. Adică avem puterea, am demonstrat că avem forța. Strada, pe mine, dacă mă întrebați personal, cred că a fost prima dată de când mă știu eu în, așa mai, în ale politice. Și sunt de la 17 ani, a fost în Alianța pentru România, în 98 am intrat în politică. Mi-a plăcut reacția. A avut reacții, domnule. Ideea este că totdeauna se întâmplă pe un fond de ceva, un fond care ne atacă la suflet. Nu s-a întâmplat. Deci ne-am ieșit în stradă în februarie, în martie, în iulie. Uh-huh. Am ieșit acum, am găsit evenimentul în care să putem să ieșim în stradă. Ceea ce e foarte bine. Am găsit totuși momentul ăsta, în al 12-lea ceas, în al 13-lea, al 14-lea, nu contează. Cred că a fost o palmă dură dată politicului românesc ca de aici înainte să scoată oameni tineri pregătiți să-i pună în față. A fost o palmă. Cred că Stradar putea să lase totuși și actuala guvernare, ca să zic. Deci nu guvernul Ponta. Dar totuși, majoritatea e făcută de PSD. O să vedem acum. Da. Cum a fost? Vedeți, sunt apart tot felul de nuanțe. Să revenim un pic la domnul Gutău. Strada trebuie să rămână democrată. Nu trebuie să rămână democrată. Adică nu cred că vrea strada să impună dictatura ei. Avem Constituție, legislație, totul e în regulă. Conform Constituției, legislației, Gutău are voie să candideze. E corect? E corect până aici? Corect, da. Bun. Strada poate să spună așa. Nu să nu candideze Gutău. Poate să strada să se adreseze electoratului, să spună. Nu-l votați pe Gutău. Asta e cu totul altceva. Exact. Dar să spui nu candida Gutău, asta mi se pare o aberație. El are dreptul, domnul Gutău, are dreptul să candideze. Toată lumea, nu... Toată lumea. Cine are dreptul? Cine are dreptul, are dreptul. Are dreptul, deci nu. Da, asta este. Bun. Haideți să revenim. Le-ați dat o idee de... Păi da, deci pe mine mă enervează când ceva nu mai e logic. Adică, dom'le, îi spunem noi lui Gutău, băi, nu candida. Dacă omul are dreptul. E cetățean, liber, exact. Egalul nostru din toate punctele de vedere. Acă moralmente, eu știu, facem apel la dumneata, domnul Gutău, gândește-te, moral, fii curat, fii înger, fii sfânt. Și el spune nu, dom'le, eu sunt nevinovat, o să vin de la CEDO cu o hârtie, vă demonstrez că am fost nevinovat. Așa spune. Deci a fost la mine în emisiune seara. Da, mă uit emisiunea. Da, o să vin cu... Știu că ați urmărit-o, că s-a referit implicit așa, poate, la dumneavoastră v-ați intimizat. Bun, haideți să facem așa. Să ne organizăm, văd că Damian Mitu nu-mi răspunde la SMS. Să știți că în California e undeva, dacă nu mă înșel, cam ora 6 dimineața și omul doarme. A fost la sala de sport ieri, deci n-are nicio problemă. Nu-mi răspunde, eu o să-l sun în pauză să vedem dacă se trezește să intre în... direct cu noi. Povestiți-mi despre ALDE. ALDE Râmnicu-Vâlcea, mă interesează. ALDE Râmnicu-Vâlcea. ALDE Vâlcea și Râmnicu-Vâlcea. ALDE Vâlcea, după cum știți, este format prin fuziunea în luna iunie dintre Partidul Liberal Reformator și Partidul Conservator. Da. S-a mers de la nivelul de președinte de partid cu copreședinți până la organizațiile locale. O parte dintre conservatori au venit, o parte au făcut alt partid. Categoric. Da. Ca peste tot. Până aici știu. Bun. La Vâlcea, președinte cine este? Pe PLR Vâlcea. PLR Vâlcea, domnul Cătălin Harnagea. Aha. A fost și este în continuare, deocamdată nu l-a schimbat nimeni. Și fiind în ALDE acum, din partea PC este doamna Predescu. Deci sunt doi. Da, da. Copreședinți. Bun. Exact. Doamna Predescu. Știți de ce vă întreb? Pentru că domnul Gutău spune așa.
facem o mică paranteză. Spune, domnule, pe mine m-a sunat domnul Harnage și mi-a zis că el n-a dat niciun comunicat, că el nu știe de niciun comunicat, că vrea să fiu... Dar eu am spus că nu am luat o decizie, n-am bătut eu la părțile alte. Să știți că așa mi-a spus. Sincer, nu aici în emisiune. Dar nici nu mi-a spus atât de privat încât să nu pot să spun. Deci, domnul Harnage, discutați cu dânsul, să știți, pentru că se pare că are un canal de comunicare cu domnul Guto total privat. Aici, deci, biroul știe de o discuție a domnului Harnage cu domnul Guto. Noi am fost împotrivă. De atunci. Între timp s-au mai schimbat lucrurile, ne-am închigat și noi ca echipă. Și a fost așa pe un val de... Când încă nu plecase spre PNL, au fost discuțiile. Uh-huh. Cred că pe undeva prin august, când noi ne-am exprimat indignarea față de ceea ce dorește domnul Harnage. A zis, de la București, comunică mai bine cu București, după nu ne interesează. Atât am atras atenția și vineri, nu am legătură cu... Nici nu mă interesează. Poate să vină oricine altcineva, nu neapărat. E un caz care e de notorietate în oraș. E destul de dificil, am avut de asta, nici nu vedeți foarte multe lucruri. Noi acum ne-am închegat, ne-am făcut echipa, lucrăm, bun, facem organizațiile. Dar să precizăm un lucru. Acel comunicat. Da. Eu când am văzut mail-ul de la ALDE, vă spun sincer, nu l-am deschis. Eu l-am văzut pe la 4 după amiază. Mă uit pe telefon, văd un mail de la ALDE. Zic, ce să zic, ALDE, că ALDE nu zice nimic niciodată. Deci, să nu vă sprați, n-am zis, domne, nu e, e vrăjeală. Nu, este, e... Nu. Și ca să văd seara, să vadă cineva din echipa noastră, să vadă comunicatul pe site-ul oficial, ALDE. Da, deci... Pe la 9 seara, atunci l-am dat și atunci a început scandalul. Că să zic că nici ceilalți colegi din presă nu s-au înghesuit să dea că nu știu să ce. O să fac eu lumină. Așa. În emisiunea pe care am avut-o vineri seara și ceea ce am vorbit, că nu suntem de acord cu anumite lucruri, aveam girul de la București. De la cine? Că domnul Harnage? Nu. Nu domnul Harnage, tocmai asta este. Domnul Harnage, mai sunt niște probleme în sectorul 3, este arondat și pe acolo. Mm. Am avut girul partidului. Drept urmare... Stați că partidul... Cine? Domnul Tăriceanu? Nu domnul Tăriceanu, vă dau domnul pauză imediat. Domnul ministru... ziceți. Dar nu, stați că nu e la PC. Că... Cine e? Doamna la... Doamna... Nu, este consiliera Ministrului Energiei, consiliera domnului Gerea, care se ocupă și de noi, Pitești și Vârf. A, dar nu e doamna aceea cu gramatica, care nu e... A, de la PC. Nu știu, să PC. Știți că n-am văzut în Grapinii. Grapinii, domnule. N-am văzut în noua structură... Nu e dânsa copreședintă? Nu, este domnul Daniel Constantin. A, e domnul Daniel Constantin. Stați că vedeți că sunt incoerent. Deci domnul Daniel Constantin cu domnul Tărician. Exact. Bun. Au zis vreunul dintre ei s-au exprimat în sensul ăsta? Nu. Nu. Domnul Tărician a fost vehement împotriva de a primi membri și de a pune oameni în funcții publice cu probleme... Bun. Deci decizia cine a luat-o și comunicat-o, cine l-a făcut, cine l-a introdus în site? Asta e întrebarea concretă. București. Băi, București, București sectorul care... Se vă dau, nu, de la sediul central, sâmbătă dimineața, la ora 10, s-au postat comunicat. Dar știți cumva cine anume? Cine? Da. Cine a luat decizia? Cu siguranță. Vă pot spune asta. Nu... Da, ar fi foarte important. Să lămurim o dată lucrul ăsta. Doamne, decizia acestui comunicat a luat-o cu Dărică, care are funcția cu tare. Sigur că da. Asta este. Stăm și căutăm, nu-i nicio problemă. Doamna Simona Brătulescu. Simona Brătulescu. Exact. Și dânsa este? A fost acum și presupun că este în continuare ministrului demisionar Andrei Gerea. Consilier. Da. Și în cadrul partidului ce e? Este în structura de conducere din partea PLR. Bun, structura de conducere, dar n-ar fi trebuit să se întrunească un comitet ceva, să ia în dezbatere, să spună, îl vrem pe Guto, nu-l vrem pe Guto, să voteze, pac, nu-l vrem. Deci, informațiile și tot ce s-a trimis de la Vulce, s-au analizat în timp. Nu știu discuțiile domnului Harnagea în București. Cert este că comunicatul a venit pe fondul mai multor articole prin ziare, prin televiziuni, că se vine la pachet înalte. Că vă dați seama că discuțiile au apărut și au apărut în interiorul partidului și în echipă, până la urmă.
cine cum. Și atunci s-a luat decizia și s-a trimis un comunicat. Am zis să trimit o poziție. Dar noi nu știm cine a luat. A luat-o doamna Simona Brătulescu, că a băgat ăla. A luat ăla, dar nu știm ce for. Dom'le, s-a hotărât în forul cel mai înalt al partidului, sau nu. Poți să vină domnul Tăricianu să zică că a fugit, bă, de aici. Departamentul. Că noi îl vrem pe Gutău. Ce vă faceți atunci? Păi tu, să vorbesc serios, pe unde vă alergați? Că bine Mircea Gutău aici și vă dau afară pe toți. Foarte bine, asta este. Dacă așa se vede democrația, dar noi nu vedem așa în ALDE, să știți. Dar cum o vedeți, explicați? Nu vedem simplu. Dacă oricine vrea să vină în partidul nostru, da, este normal și corect să vină să... în birouri, da? N-am văzut nimic, că așa s-a vehiculat și cu domnul senator Nițu. Au fost discuții cu domnul Tăricianu la București. Au fost. Vă garantez. Da, au fost. Dar mi-a confirmat mie, ca jurnalist. Da, exact. Deci nu neagă nimeni că n-au fost. Dar știți cum este? Vineri sau luni sau marți a declarat că miercuri, joi, vineri o să vină cu adeziunea. Atâta timp când nu o să vedem noi adeziunea și asta este egal cu zero. Da, așa a zis, că vine luni. Probabil că... Astăzi este miercuri. Păi da, astăzi e miercuri. Dar dat fiind că, din nefericire, victimele de la incendiu de la colectiv continuă să... apară, dânsul probabil nu vrea, așa cel puțin mi-a explicat mie, dom'le, e un fond de tristețe națională, nu vreau să vin acum să plec eu, să fac eu alte discuții. Acum a venit și căderea guvernului, altă poveste, da? Exact, vedeți, sunt lucruri care unele depind de noi, altele nu poate să depindă de noi, adică nu pot să mă opun eu la municipiu să nu vină domnul Nițu în partid sau oricine altcineva să nu vină în partid. Da, vă puteți opune să nu vină domnul Gutău candidat la primărie? Da, mă pot opune. Așa? Nu, mă pot opune pentru că sunt totuși copreședinte. Vă puteți, dar vă opuneți degeaba. Vă opuneți de amorul artei. Nu mă opun degeaba pentru că ceea ce am afirmat săptămâna trecută a venit și mai departe sâmbătă printr-un comunicat de presă. Am înțeles. Dar dacă până la urmă se răzgândesc domnul Daniel Constantin și domnul Tăricianu și vor spune la loc comanda, luăm pe Gutău, dumneavoastră ce faceți, demisionați? Mă îndoiesc. Dacă se întâmplă. Nu are cum să se întâmplă. Bine, aici discutăm un scenariu și dacă se întâmplă, demisionați în cazul ăsta. Categoric. Păi da, așa ar fi logic. Adică trec peste voința dumneavoastră și dumneavoastră normal un gest de demnitate, demisionați. Categoric. Nu este numai decizia mea, să știți aici. Da, nu sunt eu persoana și partidul, când sunt până în alte părți. Uh-huh. Este birou executiv municipal, dacă hotărăște să primească pe oricine dorește și eu am un singur vot în birou. Ca președinte, n-am un drept de veto. Da, nu s-a supus votului în birou municipal? Ba da. S-a spus și s-a hotărât că nu. Exact. Cam cu cât la supă? 90%. 90%. Dar de ce? Că a fost condamnat. Nouă, mi se pare, sunt două lucruri aici. Odată, imoral, pentru noi. Adică încercăm o construcție nouă, încercăm să venim cu ceva nou. Cu tine, totuși, am 34 de ani. Mulțumesc. Sunt copreședinte ALDE, Râmnicu Vâlcea. Am muncit pentru funcția asta. Destul de mult. Mm-hmm. Au fost alegerile prezidențiale, strângeri de semnături. Încercăm o construcție nouă. Practic, și cu vocea străzii, o să ne ducem în derizoare. Adică n-are rost să ne mai... Mm-hmm. Să ne mai ducem, să ne întâlnim, că oricum ne întâlnim degeaba. Așa am considerat. Chiar dacă poate noi pierdem. Ca și... Voturi. Ca și voturi. Dar... Asta e unul. Și doi, din discuțiile pe care le-am avut și astea, nu prea poți să vii într-un partid, indiferent cine este, și să-ți impui echipa peste o altă echipă care a muncit, care și-a construit... Da, spuneți-mi dacă... Asta. Eu vă înțeleg și să știți cu tot respectul, vă spun, argumentele pe care mi le-ați dat acum în ultimele două minute, le accept la asta. Vocea străzii, moralitate și mai departe. Dar un partid care promovează asemenea valori, cum poate să-l pună în funcție, n-am nimic cu dumnealui, tot respectul, ce vreți dumneavoastră, în funcție de conducere, când înțeleg că e secretar ceva pe acolo, pe domnul Ion Nicolae, care e la 11-lea partid de la România Mare până la unde vezi. Cum adică? Gutău nu e bun și Ion Nicolae e bun? Că aici înnebunesc eu în direct. Deci mi se împarte capul în două, știți?
Deci, domnul Nicolae, o să fac eu lumina, că este destul de simplu. Vă rog frumos. A venit în PLR, a fost primit, a muncit și muncește, are funcția de secretar general la județ. Așa. Mai mare ca dumneavoastră. Nu. Nu? Tocmai asta este, că de asta vreau să vă explic. Deci, secretarul general este numit de cei doi copreședinți. Deci nu este o funcție aleasă. De domnul Harnagea și de domnul doamna Predescu. Deci, da. Deci nu este o funcție. Dumnealui nu este ales. Mâine, dacă... Bun, e numit. S-a dat o decizie. Bun, deci pe dânsul a fost numit și e bun și l-ați acceptat și pe Mircea Gutău nu. Vedeți? Bun, Mircea Gutău are niște condamnări, eu Nicolae n-are. Dar eu Nicolae are un parcurs politic semi-moral, ca să zic așa. Deci, pentru mine atâta timp cât... nu-l văd atacându-l ceva pe, prin presă și nu l-ați văzut. Legat. L-atac eu în seara asta. L-am văzut că l-atac. Domnul Tandavescu, dumneavoastră aveți 34 de ani și dumneavoastră și pe prietenul noastră, eu ca jurnalist vă respect foarte mult. Dar să știți că domnul Ion Nicolae la alegerile trecute venea la mine în emisiune și spunea așa: băi, care votez cu PPDD, vei primi 20.000 de euro casă cu 5.000 de euro, niște tractoare, niște tipografii, ce vreți voi să vă faceți, da? Deci, domnul, ne-a vândut niște goși și când îi spuneam, domnul, e absurd, cum poți să spui treaba asta? Zice, nu, domnule, dacă spun eu, vedeți? Aia e normalitatea. Aici aveți și dumneavoastră dreptate, pe de o parte. Pe de altă parte, nu cred că l-ați văzut pe domnul Nicolae în linia din față, chiar dacă a mai apărut pe la televizor. Păi și cum? Apare, spune secretar general. Păi secretar general. Mai era tovarășul Ceaușescu, secretar general. Nu-l vedeți în linia din față să spună eu, Nicolae, o să candidez la ALDE. Nu cred că l-ați văzut. Păi, dar cine zice deocamdată? Păi, nu zice nimeni. Nu zice nimeni. Mâine eu aș vrea să candidez la ALDE. La primărie? La primărie. Dumneavoastră? Da. Aha, bun. Bun, mi-a răspuns domnul Mitu că eu vreau să-l iau în direct, a zis că termină, sunt în ședință, domnule, ce ședință au avea în Statele Unite, termină în 20 de minute, să sune atunci, da? Bun, îi spun, sunați atunci. O să-l întrebăm ce fel de ședință are în California, poate o ședință de masaj, nu? Poate să aibă. Posibil. Nu e nicio problemă. Da, și de servici. Poate să fie de servici, poate să fie de masaj, poate să fie de bronzat, nu decât la soare, că acolo e soare natural, nu se duce. Da, l-așteptăm să sune. Cum să vă zic, valul ăsta de critici pe Facebook pe care le face, tot felul de mie îmi place, e foarte combativ, pune niște probleme foarte interesante. Bine, de ce vreau să vă spun e că uitați că în politică nu e nimeni înger. N-are. Nu e nimeni așa, da? Și unii sunt îngeri, unii sunt demoni. E încurcată. Câtă vreme eu nu văd un comunicat semnat Călim Popescu, Tăricianu, Daniel, Constantin, vă spun drept, eu nu cred în seriozitatea respingerii. O să vă trimit eu partea oficială de documente înainte de a ajuns la... De a fi înțeleg, comunicat. Dar mai e altă chestiune pe care o spune Mircea Gutău, dar hai să vedem cât este ceasul. Colegul din regie, hai să știu că mai e un minut, dar eu acum vreau să-i pun domnului Lucian Trandafirescu o întrebare mai complicată și propun să luăm cu 30 de secunde publicitate mai înainte și intrăm cu 30 de secunde mai devreme, o să sune și domnul Mitu pe la fără un sfert, după câte înțeleg, hai să luăm publicitate acum.